Ne aflăm în, la secția de vot din orășelul Codru. Putem observa foarte multe mașini. Prezența la vot la ora 10-6 minute fiind destul de înaltă. Acest vot este important pentru mine deoarece eu vreau să-mi aleg viitorul și vreau să îmi aleg persoana care va reprezenta viitorul și țara. Tinerii ar trebui să meargă la vot deoarece au această șansă, această oportunitate să-și decide viitorul și nu ar trebui să lase pe altcineva să decide propriul lor viitor. Am ajuns la secția de vot din Bologna, în Italia. Se află în clădirea aceasta. Este un centru social și acum mergem la vot. Este important ca tinerii să meargă la vot pentru că noi suntem viitorul și doar împreună putem schimba viitorul țării noastre. Astăzi merg la vot pentru că vreau să văd o Moldova prosperă, fără corupție și să fiu mândră de țara mea. Astăzi am decis să ies la vot pentru că cred că Moldova merită mult mai mult decât ceea ce are acum și pentru că îmi doresc ca peste câțiva ani să mă întorc acasă în mod definitiv într-o Moldovă europeană și pentru că Moldova este locul meu de suflet și este un loc unic și special.